În plină criză, unii patroni își permit să-și răsfețe angajații. Nu s-au atins de lefurile lor, ba mai mult le oferă chiar un prânz copios și sănătos și au grijă să fie sănătoși. Mâncare sănătoasă la prânz și ore de stretching. Și nimic din leafă tăiat. Oferta a fost făcută unor români după angajare și nu au niciun motiv să nu muncească așa cum trebuie. O zi are 24 de ore, din care, dacă eliminăm cele 6-8 ore în care ne odihnim, rămân 16, din care 80 ore le petrecem la birou. De aceea, dacă ne dorim un stil de viață sănătos, avem nevoie de un cadru prielnic, în primul rând, la birou. În plus, sănătatea angajaților este o valoare care susține performanța companiei și atunci merită să investim ca să le oferim un stil de viață sănătos. Totul a început de când la noi în companie s-a desfășurat un proiect pilot pentru programul 1% pentru sănătatea ta. Atunci am conștientizat cât de importantă este sănătatea angajaților noștri pentru companie. Atunci ne-am dat seama cât de important este să-i apreciem și să le oferim ocazia să trăiască sănătos. De atunci, fiecare angajat are un plan personal de sănătate, iar compania are un plan de acțiuni care susține stilul de viață sănătos. Marțea și joia avem organizate ore de stretching, vinerea avem organizată o oră de aerobic, tot marțea și joia avem prânz macrobiotic, crud și sănătos. Avem foarte multe concursuri și activități de relaxare, avem informări săptămânale despre stilul de viață sănătos și lista poate continua. Pentru o zi reușită există un mic dejun minune. Vi-l dezvălui mâine dimineață la Felicia. Sunt Eugenia Șerban, să aveți o zi minunată!